Care o are de îndeplinit agentul șef adjunct de poliție, Pavel Ovidiu Aurel. S-a născut la 30 iunie 1977 în municipiul Botoșani și a urmat cursul în liceul sportiv din Botoșani, pe care l-a absolvit în anul 1995. Primul contact cu haina militară l-a avut în anul 1997, când s-a încorporat ca militar în termen la unitatea militară 0901 din Botoșani, satisfăcându-și stagiul militar pe meleagurile natale. Dorința de a-și continua pregătirea i-a îndreptat pașii spre Poliția de Frontieră, iar din anul 2004 a îmbrăcat haina de polițist ca militar angajat pe bază de contract la Inspectoratul Județean al Poliției de Frontieră Botoșani. 1 ianuarie 2005 trece în corpul agenților de poliție, desfășurându-și activitatea în cadrul aceleiași structuri până în anul 2009, când s-a mutat la sectorul Poliției de Frontieră Stânca, unde a activat ca agent operativ până în ziua fatidică de 12 septembrie, când firul vieții i s-a oprit brusc la numai 38 de ani. Pe parcursul întregii cariere a fost apreciat pentru modul exemplar în care a înțeles să-și facă datoria față de el însuși, față de colegii săi și, nu în ultimul rând, față de țară. Omul Ovidiu Pavel a fost permanent lângă familia și colegii săi, care au învățat să-l cunoască și să-l prețuiască
pentru profesionalismul și caracterul său nobil. A fost un coleg excepțional, un camarad la nevoie, un om integru, dovedind prestanță în cadrul colectivului unde și-a desfășurat activitatea. La început de toamnă, un spirit liber a dispărut brusc, dramatic, dureros și mult prea timpuriu dintre noi. Prin dispariția fulgerătoare a agentului șef adjunct Pavel Ovidiu, nouă tuturor ne rămâne un gol imens în suflet, mângâiat de amintirea vie a unui om deosebit. Transmitem familiei, rudelor și prietenilor sincere condoleanțe și îi asigurăm de tot sprijinul nostru. Dumnezeu să-l odihnească. Pentru lucrul picioare. Încărcați. Foc de salvă. Foc. Foc de salvă. Foc. Foc de salvă. Foc. Gardă drept. Thank you.